Tratamentul ortodontic are două scopuri principale, dacă putem spune, cel al esteticii dentare, respectiv al mușcăturii. Partea de estetică este partea care implică foarte mult pacientul. Practic, este motivul prezentării unui pacient la medicul ortodont, pentru că nu îi place modul în care zâmbește, dinții sunt prea lungi, prea scurți, spațiați sau înghesuiți. Al doilea obiectiv este cel al mușcăturii. Ce înseamnă mușcătura? Este felul în care dinții de sus se potrivesc cu dinții de jos. Latura aceasta este mai mult luată în calcul de medicul ortodont. Pacientul mai rar resimte probleme din punct de vedere al mușcăturii.